29 martie va ieși Scântei din ring. Campionii României vor fi puși față în față cu sportivi selectați din întreaga lume. În cadrul galei Super Combat No Heroes, la Ploiești vor răspunde prezent luptători din 8 țări de pe 4 continente. Evenimentul va fi denumit România vs. Restul Lumii și va conta pentru etapa de No Heroes a circuitului Super Combat. Gala Local Combat Ploiești, România vs. Restul Lumii, va însemna lansarea circuitului pentru acest sezon. Am selectat cei mai buni 8 sportivi din noua generație pe care are România, exceptându-l pe Ionuța Todirese, care este deja un veteran. Toți câștigătorii din acest eveniment vor avea ocazia ca pe viitor să participe în galele World Grand Prix, care se vor disputa pe parcursul acestui an. Între cei care sunt protagoniștii acestui eveniment se află și Cristian Ristea, legitimat la clubul Respect Gym Găiești și aflat sub îndrumarea profesională a antrenorului Daniel Mocanu, care va da piept cu Romano Ramasco. Dâmbovițeanul nu se află la prima provocare de acest gen, contabilizând în cadrul Grand Prix-ului Super Company Heroes 4 victorii și o înfrângere. Rezultatele avute de-a lungul timpului în sport de contact l-au făcut să ajungă să lupte în cea mai puternică promoție din Europa. Deci, meciul va fi împotriva italianului din Ghana, de fapt, italian cu ghanez, cetățenie italiană, Romano Ramasco, și șansele cred că înclină în mare parte către Cristian Ristea, deși adversarul lui e campion mondial de sambo. Între luptătorii care vor urca în ring se numără și Bogdan Stoica, George Loren, Ionuța Todirese și campionul Cedric Mahoev, care va lupta pentru centura No Heroes la categoria mijlocie împotriva prahoveanului Amonasio Paraschiv. Iată programul complet al galei Local Combat România vs. Restul Lumii. Biletele pentru evenimentul Local Combat New Heroes România vs. Restul Lumii vor costa 30 de lei și se pot achiziționa de pe eveniment.ro, dar și de la casele Sălii Polivalente.